Sfinții Arhangheli sau cei șapte arhangheli alcătuiesc una dintre cele nouă cete îngerești, mai exact a opta ceată îngerească. Ei sunt cei care îl slujesc neîncetat pe Dumnezeu și au transmis oamenilor voia Lui. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește în ziua de 8 noiembrie pe toți șapte, chiar dacă sărbătoarea este cunoscută sub numele Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. În Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt menționate numele a șapte Sfinți Arhangheli, căpetenii ale puterilor cerești. Cei șapte arhangheli sunt Mihail, Gavril, Rafael, Uriel, Salatiel, Iegudiel și Varahil. Totuși, unele scrieri sfinte îl amintesc și pe Ieremil. Sfântul Arhanghel Mihail este cinstit în special ca apărător al dreptei credințe și luptător împotriva ereziilor. După căderea în păcat și alungarea din rai a primilor oameni, el a fost rânduit să păzească porțile raiului. În limba ebraică, Mihail se traduce Cine este ca Dumnezeu? Sfântul Arhanghel Gavril este cinstit mai ales ca tâlcuitor al voiei lui Dumnezeu și ca pe cel care aduce oamenilor veștile cele bune. El este cel care a vestit Fecioarei Maria vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu. În limba ebraică, Gavril înseamnă omul lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Rafael este cinstit ca vindecător al celor bolnavi, călăuzitor tainic al celor ce călătoresc și ocrutitor al celor căsătoriți, care trăiesc în frică de Dumnezeu. În limba ebraică, Rafael este compus din cuvintele Rafa și El și înseamnă Domnul Vindecătorul sau Dumnezeu este Cel care vindecă. Sfântul Arhanghel Uriel este Cel care pedepsește, ca reprezentant al mâniei lui Dumnezeu. În limba ebraică, Uriel înseamnă focul lui Dumnezeu sau lumina lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Salatiel este cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu, rugându-se cu smerenie pentru oameni. El închipuie rugăciunea de cerere. În limba ebraică, Salatiel înseamnă mijlocitorul către Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Iegudiel este cel care slăvește pe Dumnezeu și pe cei care își dau viața pentru El în chip mucenicesc. El închipuie rugăciunea de slăvire. În limba ebraică, Iegudiel înseamnă cel care prea slăvește pe Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Varahil este cel care aduce oamenilor darurile și mângâierea lui Dumnezeu. El închipuie dărnicia și milostivirea lui Dumnezeu. În limba ebraică, Varahil înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Ieremil este cel care luminează mintea și insuflă oamenilor priceperea și cunoștința cea de la Dumnezeu. În limba ebraică, Ieremil înseamnă înălțarea lui Dumnezeu. Acest arhanghel este cinstit mai ales ca cel care inspiră gânduri și cugetări dumnezeiești, spre a-l înălța pe om și a-l apropia mai mult de Dumnezeu. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.